Revenim și spunem că pastorul Dorel Rus este împreună cu noi. Despre criza economică s-a vorbit foarte mult, nu mai este o noutate. Unii spun că aceasta s-a terminat, alții spun că abia a început. Oricare ar fi adevărul, în viață intervin însă multe alte crize. Acestea pot fi cauzate de lipsa banilor, sau pot fi din cauza sănătății precare, sau pot fi crize în relații. Așadar, ce putem face în situații de criză? Cum îl afectează criza pe un creștin? Economiștii lumii vorbesc despre criză de multă vreme. Noi nu dorim să spunem că suntem mai buni decât ei, mai pricepuți, dar dorim să avem o altă abordare, o abordare spirituală a crizei. Dorim să avem un alt punct de vedere. Așadar, din ce motiv apare criza? Cine generează criza, de fapt? Criza nu este o noțiune nouă, nu este un subiect nou, el vine din depărtări. Câteva motive care generează criza, câteva lucruri care generează criza, m-aș referi la trei dintre ele. În primul rând, criza este generată de diminuarea potențialului de resurse. Pe scurt, așa, și sugestiv spunând, tot mai puțin avem cu fiecare zi care trece. Este un sac din care se ia, se consumă, fără să mai pună. Criza are de-a face sau este generată sau este guvernată, dacă putem să spunem așa, de principiul dualei termodinamicii, care spune că tot mai puțină energie disponibilă sau resurse disponibile sunt în univers, pentru că sunt transformări irreversibile. În al doilea rând, criza este generată de un consum excesiv, se consumă mai mult decât se produce. Câștigi, de exemplu, 1000 de lei și cheltui 1200. 200 trebuie să plătească sau plătește altcineva sau vor genera criza. Mi-aduc aminte că un principiu sănătos sau principiul sănătos al economiei l-am învățat de mic copil în satul în care am crescut. Părinții mei, oamenii din comunitate, se străduiau ca să consume mai puțin decât produceau, să rămână ceva. Asta înseamnă economie. Să rămână ceva în depozit. Și apoi, în al treilea rând, o altă sursă care generează criza este polarizarea socială. De o parte, crearea unei discrepanțe dintre acumulări mari de o parte, acumulări mici de partea cealaltă. Și crearea unei mari discrepanțe între cele două părți. Evident că întotdeauna a fost așa. De aceea și Domnul Iisus Hristos spunea că săracii totdeauna vor fi lângă cei bogați. Problema este că atunci când nu există o motivație caritabilă, se creează criză. M-aș referi la un exemplu din Scriptură, pilda cu bogatul și săracul Lazar, acumulării de o parte și de alta, mari și mici, fără sensibilitatea aceasta caritabilă de a ajuta, de a face și celui parte și celui care n-are. Am fost foarte atent la cele trei motive pe care le-ați enunțat și primul din ele îi revine lui Dumnezeu, zic eu, într-un anumit sens. Celelalte două țin de oameni, faptul că oamenii cheltuie mai mult sau unii au, iar alții nu au. Și ați spus că sunt tot mai puține resurse. Și mă gândeam, oare și-a făcut Dumnezeu calculele greșit? Nu știa de câte resurse avem nevoie noi oamenii ca să consumăm? Cred că ține de faptul că s-a proiectat un sfârșit. Și sfârșitul este atunci când se sfârșește. Deci este vorba despre dimensionarea planetei, dacă puteți să spunem așa, cu tot ceea ce înseamnă resursele pentru timpul pe care Dumnezeu l-a gândit în funcționarea planetei. Da, este bine să ținem cont de acest sfârșit care va veni și Biblia ne amintește în permanență acest lucru. Ce înțeleg eu este că și Dumnezeu are un cuvânt de zis în ce privește criza. De ce credeți că lasă Dumnezeu criza totuși? Dumnezeu lasă criza, îngăduie criza,
bănuiesc că întrebarea este de ce o lasă peste creștini. Peste toți oamenii și peste creștini, evident. Sunt dimensiuni ale crizei care sunt generate de oameni, provocate de oameni. Dumnezeu îi lasă să meargă pe mâna lor. Pe de altă parte sunt crize inevitabile pe care le intersectăm în mod obligatoriu. Ele vin peste toți. Așa după cum soarele răsare peste cei buni și peste cei răi, tot așa și criza vine și peste cei răi și peste cei buni. Are Dumnezeu un scop atunci când permite criza? Cu siguranță că scopul de partea cealaltă, cum spune Apostolul Pavel în Romani, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre bine. Dumnezeu are un scop ca în criză, în situații din acestea de criză, situații dramatice, să construiască, să amplifice viața de credincioșie a creștinului față de Dumnezeu. Facem o scurtă pauză muzicală, după care vom continua să discutăm despre criză împreună cu pastorul Dorel Rus. În iureșul vieții, acordă-ți o clipă de răgaz. Ascultă vocea Evangheliei. Suntem oameni și de când suntem, cu toți călătorim spre un moment în care vrem, nu vrem, ne despărțim. E o zi în care cineva pe toți ne va întreba ce ai făcut cu viața ta. Dacă am fost în stare să-i dăm vieții noastre un rost, dacă dragoste noi am avut foarte răi am fost, toate aceste ziua aceea vor conta cu viața ta și viața mea. Alege liber să trăiești, încearcă, te rog să te gândești, adevărul este ceea ce-ți va da libertate în viața. Încearcă, te rog să te gândești,
Adevărul este ceea ce-ți va da libertate în viața ta. Aici la RV pe 92,2 FM, revenim la interviul nostru despre criză, despre creștinul în criză, despre orice om care poate trece printr-o criză. Avem bucuria să-l avem în mijlocul nostru pe pastorul Dorel Rus de la Biserica Pentecostală Speranța. Așadar, am vorbit mai devreme despre criză și despre faptul că Dumnezeu are un scop în criză. Aș dori să rămânem un pic la această idee și să vă pun întrebarea: ce putem învăța dintr-o criză? Care este scopul lui Dumnezeu? Desigur că situația de criză ne afectează, pot să ne despere uneori, să intre oamenii în panică, pentru că în timpul crizei trebuie să plătite facturile. Dumnezeu vrea să învățăm că situații de criză care ne depășesc, care ne sufocă pe noi, care ne îngenunchează, nu îl depășesc pe Dumnezeu. El întotdeauna are resurse inepuizabile, nebănuite, ca să ne scoată din criză. M-aș referi la câteva exemple din Scriptură, situații de criză în care nu se vedea nicio ieșire. Ele vin din senin, așa, ca și criza de la nunta din Cana Galilei. Dintr-o dată, o constatare. Da, nu mai este vin. Slavă Domnului, zicem noi evanghelicii. Se îmbun. Numai că acolo era reputația unei familii, numele unei familii, și Domnul Iisus s-o raportat sau s-o racordat la această situație pe care a înțeles-o perfect. Și mai mult decât atâta, El a demonstrat că orice situație de criză ar fi, care ne depășește pe noi, nu îl depășește pe Dumnezeu. Întotdeauna are o soluție. Este foarte bine de știut că nicio criză nu îl depășește pe Dumnezeu. Poate ne depășește pe noi. Și îmi place foarte mult că ați mers înspre Biblie și înspre acolo voiam să merg și eu, pentru că în Biblie sunt oamenii lui Dumnezeu care au avut parte de criză. Ne puteți spune ce au făcut acești oameni al Dumnezeu când au avut parte de criză? Poate câteva exemple concrete din Biblie. Putem vorbi de Elie în criză. Un mare om al Dumnezeu, un om de forță, un om de mare curaj. În fața lui nu stătea nimeni și nimic. El cu Dumnezeu făceau legea, cu ghilimele de rigoare. Și până la urmă îl prinde criza. Oamenii al Dumnezeu care ajung să experimenteze criza, pentru că, așa cum spuneam, criza este ca și poștașul. Când primește scrisoarea, merge pe orice stradă și la orice număr. Deci ne putem aștepta să primim scrisoare în care să anunțe criza în orice moment. O veni și pe strada lui Ilie, poștașul cu scrisoarea care anunța criza, și Ilie se duce, se lamentează la gura unei peșteri, crezând că este sfârșitul. N-a fost sfârșitul, pentru că Dumnezeu acolo a pregătit resurse ca să-l scoată pe Ilie din criză. Vorbim despre criza prin care a trecut Moise, de exemplu, un om care s-a pregătit, care s-a fost gata să își ia slujba de conducătorul a poporului pe criterii omenești, prin pregătiri în sala lui sau în biroul lui de studiu. Toată înțelepciunea Egiptului, spune Scriptura, că Moise a învățat-o. Însă Dumnezeu avea în vedere ca licența care să confirme pregătirea se odea într-o criză. O criză de 40 de ani în care
Moise a făcut o muncă stupită, păzitor la oi. Cu siguranță că Moise n-a crezut că se mai poate întâmpla ceva cu el, pentru că... Aș face aici o paranteză stupidă, nu pentru că a fi păzitor la oi este ceva stupid, ci pentru că pregătirea lui era mult mai înaltă, era prinț. Foarte bine, foarte bine completată, dar în raportul acesta m-am referit. El avea capacități mult mai mari și da, totuși sigur, Dumnezeu a permis acest lucru. Vorbeam sau defineam munca aceasta așa pentru că Moise avea alte așteptări. Moise avea sentimentul chemării din partea lui Dumnezeu ca și conducător al poporului. Și ajuns la voi, este normal să aibă și reacția poate aceasta. Ați amintit de aceste două exemple din Biblie, cum ei au fost în criză, oamenii lui Dumnezeu. Și mă gândesc că și astăzi sunt unii oameni care se întorc înspre Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu îi lasă în criză. Este bine de știut că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva în acea perioadă și Dumnezeu are puterea să ne scoată din criză. Și aș vrea aici să întreb, cum au ieșit oamenii lui Dumnezeu din criză? Sunt multe exemple. M-aș referi la o situație din Samaria prin care a trecut Elisei cu slujitorul lui. Samaria asediată de sirieni la un moment dat, pentru că Elisei le streca socotelele, le deconspira planurile, tacticile de război, strategiile. Cine dintre noi, spune împăratul Siriei, are muncă conspirativă? Și l-au asigurat că toți sunt loiali, dar că există un om care are puterea să străpungă distanța, să treacă cu privirea prin pereți, și omul acesta este Elisei. Au trimis să-l prindă și criza s-a generat de acea armată numeroasă, cu cai, cu călăreți, cu oameni care au asediat cetatea Samariei fără nici un chip de scăpare. O criză în care au generată de această situație, de această invazie. Cum pot ieși oamenii din criză așadar? Ce soluție are Dumnezeu pentru ieșirea din criză? Ochii noștri trebuie să fie deschiși. Asta este condiția, pentru că Dumnezeu are soluție pentru ieșire din criză. Asta este o axiomă, ceva ce este demonstrat, nu mai trebuie demonstrat. Dumnezeu are soluție pentru ieșire din criză. Condiția este ca să avem ochii deschiși. Când nu vedem soluția, înseamnă că avem probleme cu privirea. Îmi place foarte mult concluzia aceasta, pentru că nouă ne-ar conveni să avem în față planul A, planul B și planul C. Și noi să alegem una din aceste soluții. Dar cheia este să ne uităm la Dumnezeu, că El are soluția. Ochii noștri să fie pe Dumnezeu. Foarte bună această concluzie. Continuăm după o pauză muzicală să vorbim în mod special despre criza spirituală. Cea mai importantă dintre crize, poate cea mai gravă, cea care ne afectează cel mai mult. După o pauză muzicală. Cool.
fără de odihnă. Cu șerpi și scorpice venină. Aș fi o albie uscată, de unde a fost un râu odată. O frunză smulsă și purtată, fără de scop în lumea toată. Tu mi-ești a vieții bogăție, comora harurilor vie. Ce mă inundă pe vecie, eu n-aș știa ce strălucirea vieții mici și mii de fețe. Și n-aș fi cunoscut iubirea cu înfiorări și frumusețe. Auzim această melodie frumoasă, N-aș fi cunoscut iubirea. De fapt, scopul nostru aici la Radio Voce Evanghelie este să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu. Chiar dacă vorbim despre criză, chiar și în situații de criză, noi putem cunoaște iubirea lui Dumnezeu. Continuăm așadar interviul nostru cu pastorul Dorel Rus, vorbim despre criză și acum încercăm să ne focalizăm pe criza spirituală. Interesant că oamenii sunt foarte afectați când e vorba despre criză financiară, dar mai puțin îi deranjează când e vorba de criză spirituală. Ce ne spune Biblia despre criza spirituală? Biblia identifică criza spirituală ca fiind vremuri grele, vremuri dificile, de strâmtorare. Aș da citatul din 2 Timotei, capitolul 3, ca și citat care explică criza spirituală. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Din punct de vedere spiritual, aș putea să revin la ceea ce spuneam la început ca și evidențe, ca și elemente care percep criza, sunt tot mai puține virtuți creștine, tot mai puțină trăire. Pentru că oamenii se orientează, se duc în aceste vremuri grele spre ceea ce spune Pavel lui Timotei. Depărtarea de Dumnezeu, coborârea spre plăceri, coborârea spre lucruri care se înseamnă Dumnezeu, generează criza spirituală. Credeți că este vreo legătură între criza economică și cea spirituală? Pentru că noi vorbim foarte mult de criza economică. Cele două se leagă în vreun fel? Poate să fie o anume legătură, ele influențează, în sensul că întotdeauna materialul face presiune asupra spiritualului. Pe de altă parte, Apostolul Pavel spune în Romani, pentru oamenii maturi, pentru oamenii angajați serioși pe calea lui Dumnezeu, că nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nu ne poate duce în criză nimic. Ceea ce înseamnă criză materială sau de altă natură cu care ne intersectăm, cu care ne întâlnim. Dar este vorba despre oamenii maturi, care sunt antrenați, care sunt legați, care știu ce au de făcut, care își fac tema de casă la zi, ei rămân stabil în vremuri de criză.
continuăm să facem o comparație între cele două crize, cea economică și cea spirituală. Mă gândesc că atunci când nu ai bani, nu ai posibilitatea să-ți cumperi poate mâncare, te doare, ți este foame. Mă gândesc la cealaltă criză, criza spirituală poate nu doare. De aceea oamenii nu plâng din această cauză. Dar unde duce această criză spirituală? Ce efecte are? Criza ne poate duce. Criza este un moment de inflexiune. Un punct care ne duce în sus sau jos. Ne ridică sau coboară. Ne coboară. Despre momentul de criză în boală, vorbim ca un moment în care mergi spre moarte sau spre vindecare. Da. Eu am trăit un astfel de moment în care previziunile au fost că punctul acela de criză m-a calificat din punct de vedere medical ca fiind pe un drum cu sensul spre moarte. Dumnezeu a avut în plan altceva. Deci vorbim despre criză ca un moment în care ne ridică sau, de regulă, în criză oamenii, dacă sunt nepregătiți din punct de vedere spiritual, imaturi, dacă n-au antrenament, îi atrage forța care îi depărtează de Dumnezeu. De aceea este foarte important, cum spune Apostolul Pavel, să luăm toată armătura, să ne antrenăm, pentru ca să ne putem împotrivi în ziua cea rea și să rămânem în picioare. Despre criză, trebuie, sau legat de criză, trebuie să gândești dinainte. Despre rămânerea în picioare în criză, trebuie să te gândești înainte. Place foarte mult de cei trei tineri care au rămas în picioare într-un moment de criză, când li s-a cerut să-și decline închinarea lor în altă parte decât spre Dumnezeu, Scriptura spune că ei s-au hotărât mai dinainte. Ei și-au încheiat conturile, ei și-au stabilit, ei și-au încheiat socotelele și au spus, noi mergem pe linia asta. Și hotărâți fiind, nu au putut să schimbe nimic. Când hotărâm după circumstanțe, asta este dovada imaturității și riscăm. Și dacă totuși în acele circumstanțe ne-a prins criza, să spunem așa, ce soluție avem să ieșim din criză? Vorbim de criză spirituală. Desigur că soluția ieșirii din criză este să ne bazăm pe resursele lui Dumnezeu. Aș da un citat care ne poate scoate din criză. Dumnezeu construiește atât de frumos din punct de vedere logic o situație de criză pe care El vrea să o, și poate să o rezolve, ca noi să o acceptăm, ca noi să o percepem și să o accesăm foarte ușor. Pavel spune în Romani, dacă El l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Apostolul Petru spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările, că El însuși îngrijește de noi. Și Domnul Iisus spunea despre vremurile de criză, nu vă gândiți sau nu vă frământați sau nu vă neliniștiți gândindu-vă la îmbrăcăminte, la mâncare, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la crinii care cresc pe câmp. Dacă Dumnezeu îmbracă iarba, dacă Dumnezeu hrănește păsările, nu va face pentru voi? Întrebare retorică. Ba da, va face Domnul. Foarte frumoasă această încheiere care ne face să ne uităm înspre cer, înspre Dumnezeu, Cel care are toate resursele. Ar mai fi ceva de adăugat la acest subiect al crizei? Înainte de a încheia, să lăsați ascultătorilor noștri un gând. Să ne pregătim din timp pentru criză. Să ne pregătim din timp, pentru că vremurile pe care le trăim sunt vremuri generatoare. Lumea în care trăim este un generator care produce criză și le va produce tot mai accentuat, tot mai pronunțat. Nu mă pot răbda să nu vă întreb ce înseamnă să ne pregătim din timp. Cum? Să luăm armătura lui Dumnezeu, să ne facem temele de casă la zi din punct de vedere spiritual, să dezvoltăm viața de credincioșie, să ne legăm de lucrurile care sunt stabile,
nu de ceea ce este efemer și trecător în lumea aceasta, pentru că până la urma urmei un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie criza este și să ne dezlipească de ceea ce este instabil. Haideți așadar să încheiem cu rugăciune acest timp devoțional, acest timp în care ne-am îndreptat ochii spre soluțiile lui Dumnezeu. Vă rugăm să veniți în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt și îți mulțumim pentru momentele care le-am petrecut aici, slujind din cuvântul Tău, încercând să ne încurajăm, să încurajăm ascultătorii pentru ceea ce înseamnă situații cu care ne întâlnim, care nu ne ocolesc, situații de criză. Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeu bogat, resursele Tale sunt inepuizabile, îți mulțumim că Tu ai putere și ai resurse să ne scoți din criză, dar îți mulțumim și pentru că îngădui criza pentru scopurile Tale înalte, supreme, pentru că vrei să dezvolți credincioșia noi și vrei să ne faci dependenți de Tine. Mulțumesc pentru ascultători, îți mulțumesc pentru cei care se confruntă cu crize. Te rog, în momentele acestea, intervine, Doamne, și vin în ajutorul celor care Te cheamă. Binecuvintează, Doamne, fiecare ascultător, binecuvintează fiecare suflet care a ascultat emisiunea aceasta și dacă se găsesc în crize spirituală, fizică sau materială, îndură-Te, Dumnezeule, care ești bogat în îndurare. Ne închinăm înaintea Ta în momentele acestea, înălțăm numele Tău cel mare peste locul acesta, peste emisiunea aceasta, peste stafful care lucrează aici și Te rog, dă binecuvântare în continuare. Iar numele Tău cel mare și sfânt să fie glorificat și cinstit, acum și în veci. Amin. Așadar, sunt Valentin Giurici, l-am avut împreună cu noi pastorul Dorel Rus de la Biserica Pentecostală Speranța din Timișoara. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu! Încheiem spunând că trăim într-o lume care a avut și are parte de situații de criză. Criza însă, așa cum spuneați, nu îl surprinde pe Dumnezeu. La El este soluția pentru ieșirea din orice situație grea. Întrebarea cea mai importantă pe care ți-o pun ție, ascultătorul meu, este: ce înveți tu în situația de criză prin care treci? Nu pot să tac când mă gândesc la crucea grea ce ai purtat în locul meu. Însă de atunci, da, chiar de atunci, la toți le spun